Dați-mi voie să vă strâng mâna aici, în fața domnului președinte Crin Antonescu și a vicepreședinților și ceilalți colegi din PNL. Am încredere în domnul președinte Crin Antonescu, am încredere în echipa PNL Timișoara și PNL Timiș. După ce s-a alăturat USL-ului, Marius Dugulescu a schimbat partidul, dar nu și convingerile. A decis să nu voteze moțiunea pentru dărâmarea guvernului, așa că liberalii nu îl mai vor lângă ei. Dacă nu ni s-a alăturat atunci când era nevoie, consider că nu ne este coleg și nu ne poate fi coleg în perioada următoare. Doar că liberalii nu îl pot da afară din partid, întrucât deputatul nu a semnat încă adeziunea de intrare în PNL. Crin Antonescu l-a anunțat oficial ca nou membru al partidului, dar de atunci Dugulescu nu a mai dat pe la sediul formațiunii politice. Deputatul mai are însă o șansă chiar în partidul pe care l-a părăsit. Eu cred că locul lui este aici, în PDL. Cred că este, după cât îl cunosc eu. Acum e greu de spus absolut toate elementele de comportament ale unui om, dar părerea mea este că el își va găsi locul în PDL. Unii colegi îl cred pe Marius Dugulescu deputat independent. Domnul Dugulescu a plecat din Partidul Democrat Liberal și este în de față independent. Marius Dugulescu a refuzat să facă vreun comentariu până se consultă cu Nicolae Robu și Crin Antonescu.